Locuitorii satului Orăștioara de Jos, din comuna hunedoreană Beriu, se pregătesc de sărbătoare. Sâmbătă și duminică se va desfășura o nouă ediție a zilelor satului Orăștioara de Jos, care propune un program variat cu prezentarea portului popular al zonei, dar și a celebrului călușar, precum și muzică pentru toate gusturile, printre cei care vor urca pe scenă, fiind Mariana Risipitu și Marcel Raț, Ciprian Roman, dar și trupele Pragul de Sus, The Store, ori clasic, principalii organizatori fiind membrii asociației Izvorul Colnicului din localitate. Manifestarea se numește Zilele Satului Orăștioara de Jos. O vom sărbători de Rusalii, moment important pentru satul Orăștioara de Jos. Vom începe sâmbătă 11 iunie, începând cu orele 21, cu o discotecă în aer liber pentru toți tinerii. Îi așteptăm cu mult drag. Iar duminică, începând cu orele 15:30, cu o paradă a costumului popular, urmată de călușarii din Orăștioara de Jos. Apoi vom promova tinerele speranțe ale muzicii populare din zonă, urmați de artiști cunoscuți ca și Gheorghe Lăscoiu, Ciprian Roman, Mariana Risipitu și Marcel Raț. Asta până în jurul orelor 19, când vom face trecerea la muzica pop-rock, unde avem ca invitați pe cei de la The Story și cei de la Pragul de Sus. Iar petrecerea continuă cu formația clasic din Orăștie. Manifestarea își propune păstrarea și transmiterea tradițiilor din zonă, dar reprezintă și un motiv de revenire pe plaiurile natale ale celor plecați prin alte țări, precum și prezentarea localității pentru cei care nu sunt din Orăștioara de Jos, dar vor participa la sărbătoarea satului. Această sărbătoare o organizăm pentru că dorim să păstrăm tradițiile, pentru că dorim să îi aducem acasă pe toți cei plecați din comunitate care au ales să-și ducă viața în altă parte, dar care nu au uitat de locul unde s-au născut sau unde au crescut. Motiv pentru care sărbătorim atât tradițiile locale, dar sărbătorim și oamenii din sat. Și așteptăm la această sărbătoare pe toți cei care doresc să petreacă împreună cu noi, pe toți prietenii noștri și toți cei care locuiesc în orașele apropiate, în comunitățile apropiate, pentru a fi o mare petrecere. Alături de cei de la Izvorul Colnicului sunt și reprezentanții primăriei comunei Beriu. Este practic o reluare a unei colaborări începute cu 2 ani în urmă, dar întreruptă de pandemia de coronavirus, iar edilii din Beriu sunt onorați că pot sprijini această manifestare cultural-artistică. Este al 2-lea an în care avem colaborare cu Asociația Izvorul Colnicului. Anul trecut, din nefericire, în cauza pandemiei, nu s-a putut ține. Eu mă bucur că avem această colaborare pentru că prin aceste evenimente încercăm să atragem populația satului Orăștioara de Jos, în special la o socializare, ceea ce ne-a lipsit în ultima vreme, precum și cei din jur să vină, să se întâlnească, să distreze, să asculte muzică bună și, cum spuneau și colegele anterior, este un moment în care toți cei care sunt plecați pot să se întoarcă acasă și să se întâlnească cu cei dragi. Primăria, ca de fiecare dată, sprijină aceste evenimente și eu chiar mă bucur că avem această asociație care se ocupă de promovarea lor. Acțiunile din cadrul celei de-a doua ediții a zilelor satului Orăștioara de Jos se vor desfășura în preajma Căminului Cultural din localitate, unde este amenajat și un loc special de joacă pentru cei mici, iar intrarea publicului la eveniment este liberă.